Rușii au poziționat rachete nucleare Iskander la granița cu Finlanda. Moscova a amenințat regimul de la Helsinki că va amplasa rachete atomice în zonă, în cazul în care țara nordică va decide să adere la NATO. Convoiul cu rachete nucleare a fost filmat în timp ce se deplasa înspre orașul Viborg, aflat la 40 de kilometri de granița cu Finlanda. Imediat ce președintele Finlandei a declarat că țara va adera la NATO, o întreagă divizie de rachete Iskander s-a deplasat către Viborg, aproape de granița ruso-finlandeză. Se pare că este vorba despre o unitate militară nouă care se va forma în Viborg sau în acea regiune. Echipamentul este unul nou, sunt camioane Ural care se deplasează spre acea zonă. Așadar, finlandezilor, pregătiți-vă să aderați la NATO. Noi camioane Ural, 7 rachete Iskander, pare că o nouă unitate militară se formează acolo, bună treabă, este mesajul transmis într-o filmare. Iskander este o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune dezvoltată de Rusia, care a intrat în serviciu în 2006 pentru a înlocui rachetele Scund și Tochica din era sovietică.